Protestul de la Slatina a început la 18 și a durat mai puțin de o oră. Câțiva cetățeni s-au adunat pe platoul din fața prefecturii pentru a-și exprima nemulțumirile. Îmi exprim opinia în legătură cu promulgarea legilor justiției de mâine din Parlament. Opinia mea este împotrivă. Avem la conducere niște persoane cu dosar penal în care nu avem încredere. Am venit ca să-mi arăt nemulțumirea. De exemplu, pentru fata mea, care este medic ginecolog în București și are un salariu de 21 de milioane și a primit vestea că li se vor tăia tichetele de masă, lucrând și în sistemul sanitar, dar având și legătură cu justiția. Să ne mulțumim și de legile care se vor schimba în justiție. Noile legi ale justiției le consider foarte, foarte proaste. Pot să fac o referire la legile din medicina legală, care sunt schimbate în iulie 2017 cu niște norme metodologice total aiurea, care vor împiedica foarte mulți oameni să fie asistați cum trebuie, să aibă un drept la apărare corect. Au avut curaj oamenii să vină? Poate dacă am fi trăit în alt oraș, mai spre vestul țării, situația ar fi fost alta. La aceeași oră, 45.000 de oameni au manifestat în București și mai multe orașe din țară. Protestatarii au cerut retragerea legilor justiției și a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea în Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale și demisia guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului.